Salutare tuturor, sunt DJ Green Sound și avem de făcut un review, unboxing la un moving head LED spot de 30W. Sper că sunt de calitate aceste moving head-uri. Am același produs în dublu exemplar. Am dat comandă de aceste produse direct din China. Sper să fi făcut o treabă bună, sper să fie de calitate. Am văzut review-uri foarte... De fapt, review-uri. Am văzut comentarii de la cei care au cumpărat și ei au spus că sunt niște produse de calitate. O să vedem dacă într-adevăr sunt produse de calitate. Ah, și țin să menționez că acestea mi-au sosit prin DHL. DHL, o firmă cu renume, de altfel, nu am nimic cu ei, doar că aveți mare grijă. Serviciile foarte, foarte scumpe. Și în afară de acest lucru, birocrație foarte mare. Adică mi-au trimis un mail cu foarte multe acte pe care a trebuit să le semnez, să le trimit înapoi. A trebuit să optez pentru opțiunea de a mă reprezenta pentru toate taxele vamale, ceea ce din punctul meu de vedere am greșit, pentru că la orice reprezentare aceștia percep o sumă din punctul meu de vedere destul de exagerată. Așa că să vedem produsele. Mă așteptam să fie mai bine ambalate, dar totuși sunt China. Ce avem aici? Avem un cablu de alimentare scurt, dar este ok și mă bucur că este cablul care îmi trebuie, adică cele care se folosesc la noi. Din câte știu, sunt mulți din China care trimit ștecherul care se folosește în China, în Statele Unite, în Anglia și așa mai departe. Așa, avem și acest suport care sigur se prinde cu moving head pentru a-l putea pune pe schelă, stativ și așa mai departe. Atât, văd că nu are cablu XLR mamă tată, ceea ce de obicei știu că cei din China dau un cablu XLR mamă tată. Ce mic e! Uitați-vă cât este de mic! Pe spatele lui avem conectările, adică alimentare, XLR tată, XLR mamă, da? Conexiunea DMX. Pare destul de bine lucrat. Și bineînțeles, pe partea cealaltă avem afișajul și mail-ul în sine. O să vă arăt imediat. Și văd că are și microfon incorporat, adică asta înseamnă că o să poată reacționeze funcție de sunet. Da? Unde scrie LED Moving Head Light Instruction 30W Spotlight. Haideți să vedem ce știu să facă și cât de bine să văd. Să le băgăm în priză și să sperăm că funcționează. Un lucru bun, se alimentează. Le-am pus pe controller, amândouă sunt pe adresa numărul 1. Nu m-am uitat pe carte, dar trebuie să fie foarte simplu de operat. Dar se mișcă destul de bine. Focusul se face manual. Pe canalul 1, deci avem panoramarea. Pe 2, pe 3 avem tilt. Pe canalul 4, ce avem? N-avem nimic. Pe canalul 5 avem culorile. Roșu, care este foarte slab. Deci roșu aproape că nu se vede. Verde, care e ok, albastru, galben, portocaliul acesta se vede mult mai bine decât roșu. Și celelalte culori. Și bineînțeles se pot face și două combinații, care mie unul sincer nu prea îmi plac. Așa. Iar pe următorul canal, aici avem strobo, văd că reacționează foarte bine. Nu știu de ce au ele tremuriciul ăsta, cred că e din vreo setare de-a lor. Deci strobo, văd că se vede bine și putem să-l setăm cum vrem. Gobosurile care sunt destul de frumușele, simple. Primul gobos, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea, al șaptelea. Și atunci acestea sunt. Și bineînțeles că pot fi folosite în combinație. Cam acestea sunt mini moving head-urile de 30W.
pentru prețul lor mi se par foarte bune. Mai exact a costat undeva în jur de 100 de euro cu tot cu taxe, bucata. Dar întotdeauna e bine să îți iei un brand, să fii sigur că acestea au garanție și toate cele. Sper să vă fi fost de folos acest review unboxing la minimum head-urile Spot de 30W. Cum am spus, raport calitate-preț sunt foarte ok. O să las un link în descriere unde o să găsiți producătorul de la care am comandat eu. Sunt moving head-uri pentru evenimente mici. Atenție! Acestea nu o să puteți să le folosiți decât pentru evenimente mici. Like și share! Toate cele bune! Green sound. Green sound.